profesorul de economie Mircea Coșa. Mulțumesc foarte mult, domnule Coșa. De asemenea, prin legătură telefonică directă, Dan Vulceanu, deputat PNL, fost ministru de finanțe. Mulțumesc mult, Dan. Și se alătură profesorul de economie Bogdan Glăvan. Mulțumesc foarte mult, Bogdan. Domnule Hoștu, vin prima oară la dumneavoastră pentru că ne anunță guvernul că o să meargă să renegocieze PNRR-ul pe zona de salarizare. Dar cu dumneavoastră au discutat, pentru că cele mai multe lucruri acolo țin de zona aceasta, dumneavoastră, sindicate, patronate și așa mai departe. N-au discutat nimic cu nimeni sau în orice caz nu cu partenerii sociali, nici patronate, nici sindicate, pentru că evident politica salarială în domeniul bugetar va influența și politica salarială în restul pieței muncii. E de o secretomanie acest guvern deosebită, în sensul în care și pe legea pensiilor normale, și pe legea salarizării, și pe ordonanța respectivă, nu am avut nicio informație. Informațiile au venit pe surse și pe aia au fost confirmate de pozițiile publice luate în coaliția de guvernare. Acum, legată de sistemul de impozitare, supraimpozitare numai pentru anumite categorii, probabil pentru că coaliția se gândește că va fi contestată la Curtea Constituțională și practic va cădea nefiind constituțională. De fapt, există precedente legate de acest lucru. Avem precedentul cu taxă suplimentară pentru sănătate la tot ce depășește 4.000 de lei pentru pensionari. Dar se pare că decidenții, în mod voit, iau decizii care să cadă la curte ca să poată să justifice către majoritatea cetățenilor. Noi am încercat, dar uite, există acest segment, Curtea Constituțională, care ne blochează și care nu ne permite să aplicăm aceste măsuri. Acum, legată de impozitare, o impozitare graduală este strict necesară. Am mai auzit părerea unor experți legate de acest lucru că numărul de contribuabili ar fi relativ mic, ar fi vorba numai de 100.000, dar vreau să vă spun că modul de acumulare în sistemul bancar arată că aproximativ 90% din populația țării deține 80-90% din depunerile bancare, ceea ce arată o polarizare în structura cetățenilor români și o impozitare graduală, cum este în Statele Unite, cum este în Franța, cum este în Germania, adică în toate statele normale, n-ar face decât să reechilibreze sarcina fiscală în structura populației. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie echilibrată sarcina fiscală între capital și cetățean. La ora actuală, din 2018, avem un transfer integral de taxe sociale și impozit majoritar către cetățeni și prea puțin către capital, ceea ce evident defavorizează capacitatea cetățenilor și nu fac decât să impulsioneze ca din ce în ce mai mulți cetățeni să plece în alte state ale Uniunii Europene. Mulțumesc mult pentru analiză, Bogdan Hosu, președinte Cartel Alfa.